Dumnezeu, ce ești în toate, știi toate și stăpânești peste toate. Mântuitor, prea curat, neîntinat și fără de păcat, adu-mi astăzi sănătatea, cea de care trupul meu are nevoie pentru a putea împlini cele plăcute ție. Adu-mi astăzi înțelepciunea de care mintea mea are nevoie pentru a putea să se ferească de cel rău. Și adu-mi Tu, Doamne, astăzi bucuria și binecuvântarea de care sufletul meu are atâta nevoie pentru a putea să fie el mărturie vie a bunătății și a milei Tale. Doamne, Tu înfăptuiești vremurile și numai Tu știi toate cele câte mă așteaptă. Așa că dă-mi putere ca să pot primi și accepta tot ceea ce Tu lași să se împlinească întru sfânta voia Ta. Amin. Doamne iubitorule, cel ce ai adus lumină acolo unde era doar întuneric, și la fel ai luminat și inima mea, cea greu încercată. Cel ce ne-ai îndemnat să ne iubim unii pe ceilalți, deoarece iubirea e o binecuvântare primită de la Tine. Și numai prin iubire putem ajunge să Te cunoaștem cu adevărat pe Tine. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot ce îmi vei da să întâlnesc și să trăiesc azi. Pentru natura cea plină de viață, pentru toți oamenii din jurul meu, apropiați și neapropiați mie. Pentru toate tainele ce sunt nevăzute și doar simțite, și chiar și pentru greutățile zilnice care îmi întăresc sufletul și mă apropie și mai mult de Tine. Fericiți fie cei ce Te iubesc, Doamne, și binecuvântată fie lucrarea Ta. Amin.